Bună dimineața, bun venit la un nou webinar organizat de Civinet România. Numele meu este Violeta Mihalache, din partea rețelei naționale Civinet România și mă bucur să fiți alături de noi în număr așa de mare, încă de la începutul webinarului. Sper să rămâneți alături de noi până la final. Avem astăzi o temă foarte interesantă de discuție, planificarea mobilității urbane dincolo de limitele orașului. Nu numai dincolo de limitele orașului, ci și în interiorul orașului, cum legăm cartierele care sunt periferice de centrul orașului, de exemplu. Teme, cum am spus, foarte interesante, mai ales în contextul actual, în care foarte multe administrații publice locale din România au în vedere updatarea și revizia planului de mobilitate urbană durabilă. Vom discuta nu doar teoretic, ci și practic, cu modele de bună practică din țări care sunt destul de apropiate de noi ca și nivel de dezvoltare în acest domeniu al mobilității urbane, sau cel puțin cu care am început această aventură a mobilității urbane cam în același timp, având același acces la resurse și posibilități. Voi prezenta invitații mei de astăzi în ordinea în care le voi da și cuvântul să facă prezentările pe care ni le-au pregătit. Am să încep cu Ana Maria Baston de la Ruprecht Consult Köln, Germania, consultant în mobilitate urbană. Bună dimineața, Ana Maria! Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a fi alături de noi. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc și eu, Violeta, pentru invitație! Dacă pe Ana Maria ați mai văzut-o în webinarurile noastre, pe Ana Drăguțescu nu cred. Cred că este primul webinar la care participă, chiar dacă este o prietenă veche a Civinet România. Ana Drăguțescu, consultant expert de mobilitate urbană la ICLEI Freiburg. Bună dimineața, Ana, și mă bucur că în sfârșit ne întâlnim și așa online la un webinar. Bună dimineața, Violeta! Bună dimineața tuturor și eu mă bucur să fiu aici alături de voi astăzi, cu toate că, într-adevăr, suntem prieteni vechi, atât cu tine cât și cu mare parte din participanți, probabil. Îmi pare bine să vă revăd virtual. Și Ionuț Maftei de la Bike in Time, București. Bună dimineața, Ionuț! Ionuț a venit cu o prezentare foarte interesantă, cu un model românesc, un model care se vrea să fie de succes. Sperăm că așa se va întâmpla. Bună dimineața, Ionuț, și tu prima oară în calitate de prezentator la un webinar Civinet România, pentru că în calitate de participant știu că tot ai fost. Îți mulțumim că ai acceptat invitația de a te alătura discuției noastre de astăzi. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Înainte de a începe cu prezentarea Anei Maria, am să pornesc un mic sondaj, o întrebare, pentru a vedea din ce domenii sunt cei care se uită astăzi la noi, și anume în ce domeniu lucrați, în administrația publică, fie că este locală, regională sau centrală, în domeniul universitar, în consultanță, ONG sau altul, poate în mediul privat, în mediul firmelor care oferă servicii de mobilitate urbană sau de transport. Mai lăsăm preț de câteva secunde întrebarea deschisă. Se pare că cei mai mulți din cei prezenți astăzi lucrează în administrația publică locală. Cred că putem închide sondajul. Aproape 90% din cei prezenți au votat deja. Și putem să vedem și răspunsurile. 37% administrație publică, 7% mediu universitar, 12% consultanță, 33% ONG și 12% în alt domeniu decât cele menționate mai sus. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și am să o rog pe Ana Maria Baston să înceapă cu prima prezentare a zilei, iar pe dumneavoastră, cei care vă uitați la noi, am să vă rog să adresați întrebări în opțiunea de question sau chat, unde vă este mai la îndemână, pentru
pentru a putea să inițiem un dialog cu invitații noștri. De altfel, la sfârșitul celor trei prezentări, intenționăm să avem această discuție liberă împreună cu dumneavoastră despre subiectele prezentate și despre problemele cu care vă confruntați dumneavoastră în acest domeniu. Ana Maria, să știi că îți vedem ecranul și prezentarea. Bun, foarte bine. Am să o fac acum și full screen. Se vede? Da, se vede. Bun. Încă o dată mulțumesc Civinet România pentru invitația la webinar pe o temă foarte interesantă. Ceea ce voi prezenta eu este, așa cum spune și titlul prezentării, planificarea mobilității durabile, nu la nivelul orașului, ci la nivelul zonei urbane funcționale. Și acest lucru îl voi face prin studii de caz din două proiecte la care lucrăm în companie. Primul proiect se cheamă Low Carb, celălalt Inexability, ambele fiind finanțate de Interreg Europa Centrală. Și pentru că vorbim de Interreg, o să spun câteva cuvinte despre program în general. Cine este Interreg? Sigur că cei care lucrează în administrația locală din România cunosc programul foarte bine. Este unul din programele mari. Din programele mari finanțate de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Se finanțează domenii diverse și mari, cum ar fi sănătate, mediu, cercetare, dar ceea ce ne-am axat noi a fost transport și energie durabilă, iar focusul este sigur pe cooperarea transfrontalieră, deci cross-border, cooperarea transnațională și, desigur, și interregională. Interreg Europa Centrală, dacă priviți aici în grafic, se încadrează în aceste 15 programe de cooperare transnațională. Aici vedeți și o hartă cu țările acoperite de Europa Centrală. România nu este parte din program, dar face parte din alte programe Interreg. Există programele, chiar eu nu îți va prezenta mai târziu programul Danube și programe de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, România-Serbia și Bulgaria. În ceea ce privește Interreg Europa Centrală, programul este structurat pe 4 piloni, cercetare și inovare, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, protecția mediului și transportul și mobilitatea. Un buget în perioada de finanțare anterioară destul de mare, 246 de milioane de euro și rata de cofinanțare iarăși destul de bună, între 80 și 85% în funcție de țări. Spre exemplu, pe hartă puteți vedea că doar anumite regiuni din Germania și din Italia sunt parte din programul Interreg de Europa Centrală, cu o rată de cofinanțare puțin mai mică, de 80%, restul țărilor având cofinanțarea de 85%. În continuare voi prezenta proiectul Low Carb, care se încadrează în pilonul reducerea emisiilor de dioxid de carbon, deci al doilea pilon Interreg Europa Centrală. Prin proiect am reușit să acoperim o mare parte din țările eligibile în program. Liderul de proiect a fost operatorul de transport public din Leipzig, din Germania. Ca partener am avut un mix de administrații locale, cum ar fi Brno din Cehia sau Coprivnița din Croația și operator de transport public sau autorități de transport public la nivel metropolitan, să zicem, cum ar fi cel din Cracovia și autoritatea de transport public din regiunea Leipzig. Ca rezultate, deoarece proiectul s-a încheiat deja la sfârșitul anului trecut, am avut o parte de strategii și planuri de acțiune privind mobilitatea durabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon, 4 planuri de acțiune realizate în Leipzig,
în Brno, în Szeged și în Koprivnica. Am avut și o serie de proiecte pilot în toate orașele partenere în proiect, printre care unul a fost foarte interesant, un practic un plan de acțiune, să zicem un tip de studiu de oportunitate, cred că e cel mai apropiat termen, în Parma, pentru realizarea unei infrastructuri sau analizarea implementării unei infrastructuri de încărcare electrică multifuncțională, care să deservească atât transportul public electric, deci tramvaiele, cât și mașinile electrice și bicicletele electrice. De asemenea, la sfârșitul proiectului am avut două instrumente foarte, foarte utile realizate. Unul dintre ele este schema de autoevaluare a planurilor de mobilitate urbană durabilă, pe care poate mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți deja. Am prezentat-o într-un webinar anterior organizat de Civinet România. Și o altă, un alt instrument extrem de util, actual disponibil numai în limba cehă, realizat în Brno, de evaluare a măsurilor din planul de acțiune pentru mobilitate durabilă aflate în curs de implementare. Practic o platformă de colaborare între actorii implicați în implementarea măsurilor. Și pentru că proiectul s-a axat pe zonele urbane funcționale, pe scurt o să trec prin metodologia definirii a ceea ce înseamnă o zonă urbană funcțională, pentru că este un termen în continuare destul de artificial la nivelul Uniunii Europene. Cei mai mulți dintre noi sunt obișnuiți cu alți termeni, zonă metropolitană, regiune metropolitană. În România, la un moment dat, au existat polii de creștere. În principiu, toți acești termeni se referă la acele zone urbane care sunt definite nu strict ca unități administrative teritoriale cu limite definite, ci ca fluxuri de funcțiuni, fluxuri de oameni care merg la servici sau merg la universitate în oraș, etc. De aceea, organizația OECD, deci Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care lucrează la nivel mondial pe partea de standardizare, să zicem, au creat o definiție pornind de la, în patru pași, pornind de la numărul de locuitori, deci de la populație. Și au, în felul acesta au reușit să definească un centru urban cu o densitate mare de locuitori, apoi orașul care conține un centru urban și zonele mai cu o densitate a populației ceva mai mică, dar care fac parte din oraș. Construind pe acestea s-a stabilit și zona de navetă, ceea ce înseamnă un flux de minim 15% navetiști către oraș sau dinspre oraș spre exterior, în zonele din jur. Și prin adunarea acestor componente are ieșit zona urbană funcțională, practic orașul plus zona de navetă. În exemplul grafic pe care îl vedeți este orașul Graz din Austria, cel mai simplu tip de zonă urbană funcțională, cu un singur centru urban, o zonă destul de compactă de navetă, deci o zonă funcțională ușor de definit. Dar există și alte tipuri de zone urbane funcționale, care au două centre urbane, spre exemplu, sau există un centru urban care face parte, din punct de vedere administrativ, din două orașe, dar el împart aceeași zonă de navetă. Deci există și variații pe această temă. Și, bineînțeles, pornind de la zona urbană funcțională, cu cât aceasta este mai densă și are o populație mai mare, vorbim deja de zone metropolitane și chiar regiuni metropolitane.
Ce înseamnă traficul la nivelul zonei urbane funcționale? Pornind de la un exemplu din orașul Hanovra, în Germania, pentru a defini mobilitatea la nivelul zonei urbane funcționale, vorbim de fluxul de deplasare și anume sunt trei la număr. Transportul urban, deci în interiorul orașului, vorbim de fluxurile de naveta, ce vedeți cu albastru, și transportul interurban, deci practic în afara orașului. Acest cumul de fluxuri poate defini modelul de transport la nivelul zonei urbane funcționale. Bun, acum o să revin la proiectul nostru, la proiectul Low Carb, în care, din punct de vedere al planificării mobilității la nivelul zonei urbane funcționale, am luat în calcul trei componente, și anume cooperarea instituțională, planificarea pe bază de date și partea de inovație din punct de vedere al transportului public. Deci aceste trei componente au fost detaliate, s-au făcut analize împreună cu partenerii noștri de proiect. Pe fiecare avem și un produs final, este disponibil pe website, deci trei strategii. O să prezint puțin mai târziu și sigur vă puteți documenta și pe website-ul proiectului. Aici o să încerc să prezint pe scurt ceea ce au făcut cei trei parteneri noștri din Leipzig. Din fericire, am avut în Leipzig un cluster de instituții, parteneri în proiectul Low Carb, și anume administrația publică, deci orașul Leipzig, operatorul de transport public, dar și autoritatea de transport public regional, care împreună au colaborat foarte bine la realizarea unei strategii pentru o anumită zonă aflată în nordul orașului. Vedeți harta în partea dreaptă. O zonă industrială aflată în continuă dezvoltare, foarte dinamică, care beneficiază de faptul că este localizată aproape de aeroportul Leipzig-Halle. În această zonă sunt localizate foarte multe companii mari, cum ar fi mari producători auto, Porsche, BMW și centrul expozițional din Leipzig, Leipzig Messe. Această zonă s-a dezvoltat atât de mult și atât de repede, încât în acest moment orașul Leipzig și orașul Schkeuditz, aflat în apropierea Leipzig, deci zona, practic în zona urbană funcțională, au început să-și pună problema cum să abordeze partea de mobilitate aici pentru a reduce congestia la orele de vârf, dimineața și seara, atunci când vin angajații la servici și când pleacă. Deci s-au axat pe această zonă, au pornit de la, bineînțeles, o parte de analiză, din care a reieșit că până în 2030, deci în 10 ani, 9-10 ani, numărul de angajați în zonă se va dubla, ceea ce va ridica foarte mari probleme privind traficul. Și au reușit să realizeze un master plan, deci un plan de acțiune, practic, care apoi să treacă prin toate procedurile necesare de adoptare de către Consiliul orașelor respective, care s-a finalizat cu un set de 86 de măsuri axate pe trei piloni, și anume transportul public și transportul pe cale ferată din regiune, pe partea de last mile, deci biciclete și traficul pietonal, și măsuri de ansamblu, așa zisele măsuri orizontale, la nivelul întregii regiuni. Bun, o să închei cu Leipzig, prezentând pe scurt și un proiect pilot
pe care l-au realizat ei, și anume o hartă a accesibilității în funcție de modul de deplasare în timp real, practic o aplicație web și pentru telefonul mobil, se cheamă Richie, pe care în acest oraș, în acest moment, operatorul de transport public și orașul Leipzig îl promovează în diferite contexte strategice. Am avut, de altfel, și alte proiecte pilot foarte interesante. Szeged, spre exemplu, un sistem. Szeged e un oraș care punctează foarte mult partea de tehnologii noi. Ei lucrează foarte strâns cu Universitatea din Szeged pentru a dezvolta aplicații care să poată apoi fi folosite pe partea de open data. Nu știu în română dacă există date deschise. Deci open data pentru a le integra în analiza mobilității în oraș. Și pe această bază au realizat în low carb un sistem de calculare în timp real a numărului de pasageri pe transportul public. Au început, sigur, cu o parte de testare pe două autobuse din oraș, pe timp de vară, acum deja 3 ani, în 2018, a mers, au perfecționat apoi sistemul și acum acești senzori, practic, sunt instalați pe 15 linii urbane de autobuz. În Scavina, un orașel mic, aflat în zona funcțională Cracovia, în low carb au reușit să introducă primul lor autobuz electric, care operează și acum pe străzile orașului. Au fost foarte mândri de acest proiect și vor să-l continue printr-o colaborare cadru cu operatorul de transport public din Cracovia. Și vorbind de Cracovia, ceea ce au făcut ei s-a axat pe partea de UVAR, deci regularizarea accesului în zona centrală, unde momentan accesul auto este aproape interzis, să zicem, deci este regularizat. Și atunci, pentru a oferi servicii de livrare, care să nu necesite intrarea cu mașina în centrul istoric, au creat o prima stație de închiriere de cargo biciclete, e-biciclete, deci electrice, chiar în partea centrală. Și în același timp au reușit să realizeze și o stație de închiriere de e-biciclete, deci nu cargo, ci normale pentru deplasare, într-un punct de aflat spre marginea orașului, destul de aproape de calea de acces către orașul Scavina. Într-un punct multimodal, în care se află și o clădire de parcare, astfel încât oamenii să poată să schimbe rapid modul de deplasare în punctul respectiv și a se deplasa în oraș numai cu bicicleta. Și pentru că vorbim de biciclete, o să o rog pe Violeta să pună și un mic filmuleț pe care l-am pregătit. Da, un filmuleț de mai puțin de 2 minute, în care exact despre asta se vorbește. Dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 80%. Kupiliśmy ponad 40 rowerów. System będzie między 40 a 50 rowerów w sumie dostępny, w zależności od tego, ile potrzebnych jest na bieżąco do jakiegoś serwisowania czy podmiany. To jest po prostu prawdziwy, porządny rower elektryczny. Jest mega prosty w obsłudze, ponieważ nie ma żadnych biegów, co nie powinno w żaden sposób, znaczy nikt się nie powinien obawiać, że bez biegu to sobie nie poradzę. Tak jak mówię, jest tutaj silnik, który jakby sam tak trochę inteligentnie dostosowuje jakby siłę jakby wspomagania do jakby warunków panujących na przyjedziemy pod górkę właśnie, tak? Czy jakieś wzniesienie, czy też po wzniesieniu się po płaskim. Pobieramy rower na cały dzień i go użytkujemy. W mieście, w centrum, że tak powiem, nie można go oddać, ale można go wprowadzić w tryb pauzy, czyli
on będzie zablokowany, nikt inny nie może go wtedy tego roweru wypożyczyć, więc nie ma tej obawy, że nie będziemy mieć na czym wrócić na czerwone maki. Dodatkowo jest tutaj linka, którą powinniśmy zabezpieczyć rower przed tym, żeby ktoś go nam chociażby nie przestawił, bo tu jest taki specjalny hamulec w tym silniku. Jeśli on jest w trybie pauzy, to nie da się w zasadzie na nim jechać, ale może go ktoś dla zabawy na przykład przestawić o kilka metrów, po co się stresować linką. Kod do linki jest w aplikacji i właśnie podstawą wypożyczenia jest nie tylko przyjechanie na czerwone maki, ale wcześniejsze pobranie aplikacji Freebike, zarejestrowanie się i w zasadzie tyle. Bateria w tym konkretnym modelu pozwala na przejechanie około 80 do 100 km w ciągu dnia. Da, întoarcem la tine, Ana Maria. Așa, numai puțin. Cred că trebuie să revin la... prezentare? Se vede? Da, da, mulțumesc, Violeta. Ceea ce s-a realizat în Cracovia, ceea ce vedeți, deci această stație de biciclete, a fost o investiție de aproximativ 180.000 de euro. Doar investiția, deci cumpărarea bicicletelor, aplicația, realizarea infrastructurii pentru stația de biciclete. Și da, ei sunt foarte mândri de această nouă stație, mai ales că Cracovia în urmă cu câțiva ani a renunțat la contractul pe care l-avea cu operatorul de bike sharing anterior și acum vor să practic să actualizeze întregul cadru de bike sharing public. Bun, și suficient cu low carb, vedeți aici și câteva dintre produsele noastre finale, să zicem, avem un ghid pentru biciclete, numai puțin. Așa. Avem un ghid pentru legat de strategii de mobilitate în zonele urbane funcționale, disponibil pe website, o prezentare a tuturor proiectelor pilot, un ghid, practic, recomandări pentru planificarea mobilității împreună cu companiile în ariile suburbane, pornind de la exemplele din Leipzig și Seged și încă alte câteva produse în pregătire. Deci urmăriți website-ul și acolo vor fi publicate în următoarele săptămâni tot mai multe documentații. Acum o să prezint foarte pe scurt și colaborarea pe care o avem cu proiectul Civitas Eccentric, pe care Ana Drăguțescu va prezenta în continuare mai în detaliu, și anume împreună pregătim un nou ghid tematic pe tema planurilor de mobilitate urbană durabilă în zonele funcționale și în zonele suburbane, cartierele periferice care fac totuși parte din oraș, care a fost focusul proiectului Eccentric. Deci lucrăm împreună în momentan la acest ghid și el va fi disponibil pe platforma Elvis, în secțiunea unde și celelalte ghiduri tematice și practitioners briefing sunt disponibile. Iar acum, foarte pe scurt, cred că deși am depășit timpul alocat, o să prezint un alt proiect, tot Interreg Europa Centrală, Dynexibility for CE, care valorifică practic rezultatele altor proiecte Interreg, printre care și Local. A fost un apel de proiecte restrâns pentru capitalizarea rezultatelor. Dynexibility se axează foarte mult pe partea de inovație în transport public în condiții dinamice și flexibile, adică se referă foarte mult și la condiții
de tip pandemie, spre exemplu, și momente în care orașele trebuie să acționeze foarte rapid, să se adapteze noilor tehnologii sau să adopte noi tehnologii și soluții pentru a reuși să facă față unui moment de criză. Aici aveți pe scurt o imagine de ansamblu cu proiectele a căror rezultate vor fi luate în calcul în proiectul Dynexibility și prezentate și se va încerca valorificarea acestora. Da, nu o să mai prezint, cred că o să găsiți mai multe informații pe website. Îl vedeți aici jos, interreg-central.eu. Acolo găsiți practic o listă cu toate proiectele finanțate de Interreg și vă puteți documenta. În principiu, și Dynexibility urmărește ca unul dintre produsele finale să fie un nou ghid tematic, SUMP, publicat pe ELTIS, pe partea de inovare tehnologică în zonele urbane funcționale. Adică vor ataca teme precum mobilitatea ca serviciu, regularizarea accesului vehiculelor, dar și mobilitatea conectată și automată, SICAM, sincer, nu știu în română dacă există termen, Automated Mobility. Și cam atât din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept întrebări dacă sunt din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria. Ai pomenit Civitas Eccentric, așa că sărim puțin și geografic către alte orașe, dar și ca și sfera a proiectelor. Ne îndreptăm spre Ana Drăguțescu. Am să pun opțiunea de share screen. Și vă reamintesc că în partea dreaptă a ecranului aveți opțiunea de questions sau chat, în care vă rog să adresați întrebări pentru discuția ce va urma la finalul acestor prezentări. Ana, îți vedem ecranul. Mult succes! Mă și auziți? Da, te și auzim foarte bine. Da. Bună dimineața din nou! Deși deja, da, la mine e încă dimineața, la ora Bucureștiului e un pic aproape prânzul. Câteva idei și câteva lucruri din partea mea ca o legătură firească între prezentarea Anei Maria și a faptului că zonele urbane funcționale trebuie incluse și dezvoltarea planurilor urbane planurilor de mobilitate urbană durabilă trebuie realizată la nivelul zonelor urbane funcționale. Și cumva o restrângere a ariei despre care discutăm acum, despre aceste cartiere periferice, mai puțin suburbane, sunt cartierele periferice adiacente centrului. Această idee a cartierelor periferice a venit din partea a doi urbaniști, colegii mei de la GA21, care au pus această propunere a proiectului Civitas Eccentric. Ei s-au gândit că centrul orașului este întotdeauna o zonă favorizată, dar că în jurul lui apar aceste cartiere care devin, așa să zisele, cartiere dormitor și care duc lipsă de anumite funcțiuni, duc lipsă de accesibilitate și de transport public sau de transport nemotorizat, modalități de utilizare a transportului public și transportului nemotorizat în condiții optime. Așa că, în mai mult sau mai puțin, aceasta a fost ideea din spatele proiectului Eccentric. Civitas Eccentric s-a finalizat în noiembrie 2020, la fel ca și Low Carb, sunt două proiecte care sunt închise momentan.
El a fost coordonat de către orașul Madrid și cei de la Madrid au fost sprijiniți de cei de la GEA21, a fost o echipă de coordonare extinsă. Obiectivul general al proiectului a fost de a demonstra și testa potențialul și replicabilitatea planificării urbane integrate și inclusive și a măsuri de mobilitate durabilă care sporesc calitatea vieții tuturor cetățenilor din zonele urbane cu precădere din aceste cartiere periferice despre care v-am am menționat mai devreme. Au fost 5 orașe implicate în proiect ca și orașe partener: Madrid, München, Ruse, Stockholm și Turku. Aceste 5 orașe au implementat 50 de măsuri de mobilitate, deci a fost un proiect de demonstrativ, nu a fost un proiect de cercetare, a avut măsuri implementate clar în teren. A beneficiat și de un buget considerabil de aproape 20 de milioane de euro. Cele 50 de măsuri au fost grupate în 6 arii tematice și ICLEIU, pentru că noi suntem o rețea de orașe, a fost responsabilă de formarea unui grup de orașe care să urmărească practic și să învețe din implementarea celor 50 de măsuri din cele 5 orașe partener, așa că am avut 20 de așa zise observer cities cu care am lucrat de-a lungul proiectului. Deci, în total, am lucrat cu 25 de orașe în proiectul Xcentric. Ca să trecem direct în miezul problemei și să ajungem la tematica webinarului nostru de astăzi, să înțelegem un pic ce sunt aceste cartiere periferice urbane. Ele sunt exact cartierele orașului atașate centrelor urbane, prin conturul lor exterior și în care predomină utilizarea rezidențială, cum am spus, și activitățile cu mai puțină valoare adăugată. Astfel că prețurile terenurilor devin uneori mai mici și sunt uneori deservite de rețelele de transport public urban, dar în cea mai mare parte a timpului ar trebui să fie deservite corect de aceste rețele de transport public urban. Majoritatea serviciilor și echipamentelor sunt exclusiv locale, deci nu avem acele servicii centrale unde lumea se deplasează ca să le utilizeze. Cea mai mare parte a deplasărilor sunt de natură radială, adică cetățenii se deplasează, practic periferia, centrele periferice se deplasează către centru sau către zonele metropolitane. Nu știu dacă vedeți mouse-ul meu, deci zona verde practic este zona portocalie din afara centrului, sunt aceste cartiere despre care vorbim. Mai există, acesta este Madridul pe care îl vedeți. Madridul este un oraș extrem de mare. Această discuție despre cartierele periferice se poartă îndeosebi pentru orașele de dimensiuni mari și foarte mari, despre zone care au și zone metropolitane incluse sau care fac parte din zone metropolitane. Discuția care a stat la baza acestei abordări și la baza acestor întrebări, ce ar trebui să facem și ce putem face pentru cartierele periferice urbane, a fost generată de faptul că, așa cum am spus și eu acum, deplasarea se face în general radial, deci din cartier către centru, din centru către cartier sau către restul zonei metropolitane. Problema intervine atunci când legătura între aceste cartiere nu există sau este extrem de redusă și ca să ajungi dintr-un loc în altul trebuie să treci prin centru și să generezi trafic. Asta este unul dintre problemele
care există. Mai există apoi, evident, problema legată de echipamente și servicii, ce avem și ce nu avem în aceste zone, cartiere periferice și, ca un ultim punct de pe acest slide, deplasarea transversală între periferiile urbane este de obicei dificilă, cum v-am spus, din cauza lipsei de infrastructură de mobilitate și a lipsei de continuitate a străzilor pentru mersul pe jos și cu bicicleta. Sunt convinsă și am participat și la discuții legate de, pentru că eu vin de la București, am participat de atâtea ori la discuții legate de cartierele Bucureștiului, care sunt legate slab între ele, exact cum am spus, și întotdeauna trebuie să treci prin centru ca să te duci și să ajungi în altă zonă periferică centrului. Deci cam acestea au fost ideile care au stat la bază, cum facem să le legăm mai bine, cum facem ca ele să se dezvolte ca nuclee importante, de asemenea pentru oraș, să aibă servicii, să aibă echipamente, să aibă infrastructură pietonală de calitate, infrastructură pentru deplasări cu bicicleta de calitate. Deci toate lucrurile astea au stat la baza ideii proiectului și la ceea ce a urmat preț de aproape 4 ani pe timpul implementării. Așa cum am zis, la ambele capete ale acestor centre urbane periferice, la un capăt avem centrul, la celălalt capăt avem restul zonei metropolitane, inelele, așa numite inele metropolitane. Și cartierele, centrele urbane, deci ca să vorbim un pic despre centrele urbane, concentrează majoritatea serviciilor și a facilităților urbane. Există cea mai mare diversificare și concentrare a activităților economice în aceste zone, cu valoare adăugată, prețul terenului este mare și ele atrag, deci ele sunt ca niște magneți și atrag cea mai mare parte a deplasărilor totale urbane și chiar ale zonei metropolitane. Și totul trece prin aceste cartiere periferice. Deci tot ce vine din zona metropolitană traversează și cartierele periferice pentru a facilita accesarea în centrele urbane. La capătul celălalt avem inelele metropolitane, care sunt cercul exterior al regiunii metropolitane. Sunt separate de periferiile urbane prin zone cu un nivel scăzut de ocupare și urbanizare. Deci odată ce am ieșit din cartierele periferice și ne îndreptăm către marginea regiunii metropolitane, densitatea scade, densitatea de ocupare. Sunt deservite de rețele rutiere motorizate, în cea mai mare parte radioconcentrice și rețele de transport suburban pentru cei care fac naveta și vin în centru să lucreze și constituie o realitate eterogenă, alcătuită dintr-o varietate de tipuri de țesătură urbană. Avem zone industriale, anumite facilități metropolitane, urbanizări cu densitate redusă și majoritatea deplasărilor sunt de natură radială spre centru, cum am spus, traversând periferiile urbane. Deci aceste centre periferice urbane devin un fel de zonă de criss-cross, deci cei care vin în centru pleacă din centru, traversează aceste cartiere. Astfel că se creează câteva idei de bază despre aceste cartiere pe care ar trebui să le avem în minte atunci când planificăm, pentru că toată discuția se întâmplă legată de planificarea mobilității. Periferia urbană este o categorie spațială care este definită în relație cu o conectivitate redusă și distanțe lungi față de serviciile și resursele centrale. Deci ea trebuie să existe aceste deplasări în funcție de dimensiunea regiunii metropolitane, arii metropolitane și a orașului și a centrului. Distanțele pot să fie foarte lungi până la serviciile și resursele centrale. Asta te duce cu gândul că ar trebui să ai și anumite tipuri de servicii în zonă pentru a reduce deplasările și nivelul de trafic. Atât hiperdensitatea, cât și fenomenele de extindere urbană apar la periferia orașului. Zonele periferice
pot avea un nivel de venit ridicat sau scăzut, depinde de la o zonă la zonă. Prețurile terenurilor nu urmează o gradație simplă de tip centru-periferie. Există salturi în prețuri, deci pot să existe zone periferice sau centre, cartiere cu zone, cu zone mai scumpe, cartiere. Deci prețurile terenurilor sunt iarăși un subiect interesant și important în discuția cu cartierele periferice relaționate cu centru. Diferența de prețuri e importantă, dacă există sau nu. Problemele de mobilitate în periferiile cu venituri mici sunt cauzate în principal de lipsa investițiilor publice și private în infrastructură și, și lipsa unei bune planificări inițiale. În special, periferiile cu venituri mici creează izolare. În aceste zone se creează un efect de lipsă de echitabilitate, pentru că sunt familii care nu au venituri mari și nu au acces la un autoturism. Dacă nu există transport public performant în aceste zone, avem un exemplu clar de discriminare a unei părți a populației și acesta este iarăși unul dintre motivele, una dintre ideile de bază pe care trebuie să o avem în cap atunci când planificăm și știm cam care sunt, ce tipuri de cartiere avem, pentru că nu toate au nivel ridicat. La București avem diferite, avem zone cu diferite niveluri, e foarte clar. Deci trebuie să ne gândim cum facem să nu izolăm pe oameni și dimpotrivă să le ridicăm nivelul de accesibilitate. Cu cât este mai mare proximitatea și diversitatea serviciilor centrale și a locurilor de muncă față de aceste zone rezidențiale, cu atât este mai mare durabilitatea spațiilor urbane. Deci se ridică nivelul de multifuncționalitate, mix funcțional și reducerea nevoilor de mobilitate. Am spus și înainte. Deci cu cât sunt mai descentralizate aceste servicii care se găsesc în mod normal doar în centru, și le aducem către marginea centrului, apoi din ce în ce mai, poate în anumite zone ale acestor cartiere, cu atât acest mix funcțional schimbă total starea acestor zone dintr-o zonă rezidențială într-o zonă multifuncțională și în același timp se reduc deplasările, e foarte clar, se reduce nivelul de a ajunge fix în centrul orașului. Cu cât e mai mare distanța, cu atât trebuie să ne deplasăm către centru, crește, vrem perioade competitive, deci vrem să ajungem în timp util oriunde plecăm, rezultă viteza, deci se rezultă cererea de drumuri cu viteză, rezultă creștere mare a consumului de combustibil și emisii în consecință. Avem și provocări. După cum am spus, pentru mobilitate, echitate, durabilitate, avem provocări de natură urbană. Cartierele periferice cu venituri mici sunt relativ monofuncționale și sunt slab conectate cu serviciile centrale ale orașului, plus că lumea încearcă să le evite. Uneori zonele cu venituri mici creează nivel mai mare de infracționalitate, se creează tot felul de situații. Rămân oarecum izolate ca și acces din partea celorlalte zone ale orașului. Densitatea urbană în aceste cartiere nu e omogenă. Periferiile cu densitate ridicată, consolidată, merg împreună cu zonele noi de dezvoltare, cu densitate mică, cu sinergii reduse între respectivele soluții. Noile zone de dezvoltare au o perioadă lungă de eficiență, foarte scăzută a mobilității. În general, noile zone de dezvoltare trebuie privite cu mare atenție și trebuie planificată mobilitatea odată cu ele, adică nu dezvoltăm orașul, ne extindem pe tipologia americană a suburbiilor, bazându-ne doar pe transportul cu mașinile.
În general, există o lipsă a spațiului public în cartierele periferice, ce poate fi dedicat găzduirii nevoilor, tuturor nevoilor legate de noi priorități. Deci aceste spații publice lipsesc uneori sau în multe cazuri. Așa cum am spus, lipsesc zonele pietonale, lipsesc zone comerciale plăcute cu piste de biciclete care să lege anumite spații. Investițiile, și asta vine în legătură cu aceste provocări politice. De ce? Pentru că investițiile în centrul orașului sunt mai profitabile din punct de vedere politic decât cele din cartierele periferice. Orice lucru care apare în centrul orașului se face cu mult mai mult fast, cu mult mai mult câștig de capital politic pentru primar și nu numai, drept pentru care aceste investiții sunt întotdeauna favorizate în defavoarea celor din zonele periferice. Avem și provocări economice și culturale. Cele economice sunt legate de aceste prețuri ale terenurilor pe care le-ați tot văzut și deci am punctat în diferite momente, pentru că prețurile terenurilor, cu cât sunt mai joase prețurile terenurilor, cu atât se acest lucru contribuie la extinderea urbană. Deci oricine e tentat să cumpere, să-și mai facă o casă, să-și mai facă o casă de vacanță, de weekend și așa mai departe. Și lucrurile astea favorizează deplasarea. Poate că eu locuiesc în centru, dar fiind ieftin îmi cumpăr și teren la periferie, favorizând astfel deplasări care altfel nu ar exista. Chiar dacă există, trebuie să ne ducem înapoi, să ne gândim cum facem ca ele să fie mai sustenabile și nu deplasări numai cu mașina. Avem și provocări culturale legate de viteza mare și dimensiunile mari ale vehiculelor, sunt încă asociate cultural cu statutul social ridicat. Avem lucrul acesta foarte clar, nu numai în România, e foarte clar și în Germania, spre exemplu. Transportul public este încă asociat cultural cu un statut social scăzut. Deci aceste mici provocări culturale aduc și ele un aport la felul în care gândim și planificăm modurile active de transport, spre exemplu, sau modurile de sau transportul public. Cred că am dat bine. Ca să închei, aproape să închei, aș vrea să punctez câteva obiective pe care le avem când planificăm mobilitatea sau când planificăm pur și simplu din punct de vedere urbanistic orașul. Este la mare modă acum discuția acestui oraș de orașul celor 15 minute, ca să facem o traducere adaptată. Cum facem să ajungem dintr-un loc într-altul în maxim 15 minute, acest oraș al distanțelor scurte, care este facilitat de un mix funcțional. Deci cu cât avem mai multe funcțiuni în teritoriu, cu atât proximitatea pentru locuire, locuri de muncă, servicii, favorizează aceste distanțe scurte. Pentru a extinde durabilitatea și calitatea urbană către întregul oraș, deci de fiecare dată discuțiile se poartă despre la nivel de mobilitate urbană durabilă, în marea majoritate pentru centru, ce facem în centru, pistele de bicicletă apar întotdeauna prima dată în centru, la fel și spațiile pietonale, spații publice de calitate, întotdeauna în centru. Deci această abordare a mobilității durabile trebuie să se extindă și către celelalte zone ale orașului și în imediata apropiere a centrului. Astfel creăm oportunități de conectivitate în ambele direcții, cu noduri de centralitate metropolitane atractive create în aceste cartiere periferice.
Apoi ne gândim la planificarea mobilității pentru a oferi o distribuție modală cu o coordonare echilibrată între modurile de transport. Deci, atunci când se calculează distribuția modală a orașului, trebuie luat în calcul toate deplasările, chiar și de la nivel metropolitan, pentru că de la nivelul zonei urbane funcționale, cum a povestit Ana Maria, pentru că lucrurile astea sunt extrem de importante pentru a vedea cum aglomerăm centru, cum aglomerăm aceste cartiere periferice pentru că le traversăm. Și atunci ne gândim la o multimodalitate înțeleaptă ce include servicii de mobilitate partajate și noi servicii de mobilitate. Deci trebuie totul gândit și inclus în tipul de planificare pe care îl facem. Trebuie stabilită o prioritate clară cu moduri active folosite intens. Trebuie să ieșim din cartiere pe bicicletă, adică să nu rămânem blocați la gândul că mersul pe bicicletă se face doar pe distanțe scurte. Ne trebuie piste de bicicletă care să conecteze foarte bine centrul cu periferia și Ionuț o să vorbească un pic despre această chestiune specifică a mersului pe bicicletă. Și apoi, pentru a garanta continuitatea rețelelor de moduri de transport active, ele trebuie integrate cu transportul public. Deci transportul public trebuie gândit foarte bine și planificat ca să ofere bună accesibilitate pentru aceste zone. Trebuie planificată bine comunicarea pentru a crea conștientizare cu privire la necesitatea reducerii nevoii de mobilitate pentru a obține o accesibilitate mai bună pentru toți. Nu e ușor să spui, știți, nu vă mai mutați în centru, nu mă mai mutați la periferie sau nu mai mergeți cu mașina atât. Sau lucrurile trebuie bine planificate, explicate, trebuie să vedem. Oamenilor trebuie să le oferim aceste servicii și proximitate a locurilor de muncă pentru a reduce aceste deplasări și pentru a le putea comunica și îi face să fie de partea noastră. Spațiul public este important. Dacă ne ieșim un pic din nucleul mobilității, trebuie să ne gândim ce înseamnă să creeze acest tip de placemaking. Deci ce înseamnă mai mult spațiu pentru moduri de transport activ, pentru spații publice, ecologizarea spațiului. Adică aceste tipuri de tipologii de spații trebuie să existe nu numai în centru, ci și în afara lui, în cartiere. Rolul administrației locale este extrem de important, chiar esențial, pentru gestionarea acestor politici inovatoare, de aceea stăm de vorbă astăzi, pentru că încercăm să înțelegem împreună ce avem de făcut. Participarea, iarăși, aceste punctele știți foarte bine din ghidul de planificare a mobilității, pentru că sunt parte integrantă din tot ce înseamnă planificare urbană, a mobilității, tot ce înseamnă planificare strategică. Deci participarea este extrem de importantă, un dialog permanent care trebuie să se întâmple cu actorii. Să avem o viziune despre cum vrem să se întâmple lucrurile, o bună gestionare a mobilității, campanii segmentate pentru fiecare lucru care se întâmplă, chiar utilizarea unui marketing inteligent, monitorizarea și evaluarea, deși sună așa ca un fel de căsuță care trebuie bifată, trebuie să înțelegem bine ce înseamnă eroarea, dacă o avem, dacă trebuie să ne adaptăm, dacă trebuie să schimbăm ruta și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt concluzii și lecții provenite din implementarea celor 50 de măsuri din proiectul Excentric și orașele au dat mult feedback după ce au implementat, pentru că a fost important să înțelegem, am avut un sistem de monitorizare extrem de elaborat pentru a înțelege exact cum s-au întâmplat cum s-au implementat măsurile, cum au fost primite de cetățeni și mai ales ce se poate schimba și cum se pot transfera soluțiile
din orașele care, care le-au implementat. Ca să închei, mai am două slide-uri cu publicații care v-ar putea fi utile. Nu știu dacă știți, dar Ghidul European de Dezvoltare și Implementare a unui plan de mobilitate urbană durabilă, care a fost actualizat, deci este ediția a doua și lansată în 2018, cred că, a fost tradus, deci anul trecut a ajuns versiunea în limba română pe site-ul ELTIS, aveți link-ul chiar pe slide. Apoi există anumite alte ghiduri și anumite alte materiale care v-ar putea ajuta să înțelegeți aceste zone metropolitane, aceste zone funcționale și cum facem să ieșim din cutia zonei centrale și să ne extindem, să planificăm integrat. Există ghidul de planificare a zonelor metropolitane, a regiunilor metropolitane, dezvoltat prin proiectul SAMSAP. Apoi Ana Maria va vorbi despre ghidul care urmează să fie elaborat de către Civitatic Centric și Low Carb împreună. Probabil că până la sfârșitul anului vom avea și ghidul gata, ce sperăm să fie mai repede de atât. Dar va ieși și acest ghid în curând pe piață. Și câteva publicații specifice venite din Civitatic Centric, care vă vor ajuta să înțelegeți ce am spus eu și mai ales să înțelegeți ce au făcut cele 5 orașe. Am grupat aceste măsuri și felul în care ele pot fi replicate în alte orașe, în aceste replication packages, deci în pachete de replicare. Am explicat planificarea inclusivă, măsuri de creștere a nivelului modal de mers pe jos sau pe bicicletă, transport public curat și verde, soluții de transport public eficient și curat. Apoi, probleme logistice de transport cu marfă, transportul mărfii, au fost din toate cele 5 orașe s-au implementat măsuri legate de transportul cu marfă în aceste zone periferice și a ieșit și de acolo un ghid de replicare și de asemenea un ghid despre cum se pot implementa măsuri de mobility as a service, deci servicii de mobilitate specifice și care să răspundă cerințelor în contexte locale. Toate aceste ghiduri sunt în limba engleză și le puteți downloada de la link-urile pe care vi le-am pus pe slide. Eu vă mulțumesc, am pierdut șirul timpului. Da, cred că am vorbit mai mult de 10 minute. Aveți adresa mea de mail, deci dacă vreți să mă contactați, să mă întrebați orice sau să schimbăm un gând sau să-mi urați de bine, vă aștept la anadrăguțescu@iclei.org. Aveți site-ul Excentric, îl găsiți imediat pe site-ul Civitas, iar link-ul de YouTube pe care vi l-am pus este un link către toate webinarurile pe care noi le-am făcut în Excentric pentru orașe și absolut tot ce a fost înregistrat la nivel de webinar, la nivel de alte discuții, ce v-ar putea fi folositor într-un fel sau altul. Mulțumesc! Îți mulțumesc și eu foarte mult, Ana! Într-adevăr, despre resursele Civitas Excentric vom mai vorbi. În 2 iunie îi invit pe toți cei care se uită la noi la o conferință online despre MaaS, Mobility as a Service, unde unul dintre subiecte va veni de la orașul Turku din Finlanda, care va prezenta una din resursele Civitas Excentric, adică indicatorii care arată nivelul de pregătire al unui oraș pentru a implementa astfel de măsuri speciale de mobilitate urbană.
Celelalte două orașe invitate vor fi Timișoara și Stockholm, deci un amestec destul de interesant și sper că am stârnit curiozitatea celor de față pentru a participa și în 2 iunie de la ora 10 la o conferință online. Însă acum voi face trecerea la Ionuț, care va prezenta un proiect sau va vorbi puțin despre un proiect românesc, un proiect național de astă dată de planificare, pentru că am vorbit foarte mult despre planificare astăzi, în domeniul infrastructurii de biciclete. Ionuț, îți vedem calculatorul. Încă nu vedem. Asta cred că este prezentarea. Nu, asta este altceva, dar cred că ai să ne spui tu că este tot legată de proiectul Danube Cycle Plans. Un rol important în acest proiect îl vor avea și comunitățile locale, adică administrațiile publice, județene și locale. Ionuț vă va spune mai mult despre conceptul acestui proiect și unde s-a ajuns până în momentul de față și cum pot interveni administrațiile publice cu sprijin în acest proiect. Păstrați în minte ce a spus și Ana Maria și Ana despre importanța planificării în domeniul acesta al mobilității urbane și nu uitați să scrieți întrebări în opțiunea Questions. Ionuț, tac, te rog frumos, preia microfonul. Mulțumesc și salutare tuturor încă o dată. O să încerc să fiu foarte scurt. Acum vreau să știți că eu de obicei nu prea mă implic în asemenea proiecte. Eu mă ocup cu mersul pe bicicletă, pe mine mă găsiți mai degrabă prin păduri și prin afara orașelor, dar de data aceasta, să știți, cu foarte mare plăcere m-am implicat în acest proiect la invitația Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism, care este partener în proiect. Și de ce îmi place foarte mult proiectul ăsta? Pentru că este construit cumva pe o bază, pe niște oportunități, pe o bază pozitivă. Tot zic de câțiva ani că mi se pare că sunt foarte multe proiecte care construiesc cumva pe o bază negativă, adică, nu știu, se cer bani pentru că se fură, pentru că se dărâmă școlile, pentru că se moare în spitale, pentru că suntem săraci, pentru că, adică tot felul de motive negative și cumva îmi plac proiectele astea care sunt construite pe niște oportunități, pe niște valori, pe existența unor lucruri pozitive, cum este și ăsta, în care este tot un proiect Interreg și mulțumesc Anei că a explicat ea ce sunt proiectele Interreg și mai câștigăm timp aici, dar uite că 9 țări dunărene s-au adunat și vorbesc împreună în aceeași limbă despre un proiect comun, adică construirea unei strategii a Dunării pentru rutele velo și nu neapărat pentru rutele cicloturistice, pentru turism, ci și pentru cele practice de deplasare între orașe și bineînțeles pentru sport, pentru turism, pentru tot ce poate fi folosit pe bicicletă. Sunt 9 țări, vedeți pe slide care sunt partenerii proiectului, adică sunt Austria, Cehia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Croația, România, Bulgaria, Serbia. Sunt țări diferite din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii bicicletei, diferite cultural și asta înseamnă că se face un schimb de experiență și se învață unii de la ceilalți. Așa că nu trebuie să inventăm noi lucrurile de la zero, le putem lua așa cum sunt și încă o parte bună este că pur și simplu trebuie să învățăm de la cei care sunt înaintea noastră ce trebuie luat și să aplicăm ceea ce s-a aplicat în alte părți de mai mult timp. Așa că nu facem niște lucruri inventate de noi. Încă un lucru pe care vreau să spun despre acest The PEP, Programul European pentru Transport, Sănătate și Mediu. Zilele acestea, chiar acum, în timp ce vorbim, au loc niște webinaruri foarte interesante în Austria, unde se întâlnesc miniștrii transporturilor din țările membre și a trebuit să fie adoptat acest master plan pan-european de promovare a deplasării pe bicicletă. Acum, în timp ce vorbim, adică până pe 18 mai, atunci se încheie și a trebuit semnată o declarație comună. Unde partea asta de deplasare pe bicicletă trebuie să intre în strategia
de transport și în strategia de mediu în toate țările. Suntem foarte curioși ce va ieși și cum se va aplica la noi. În momentul de față, eu vă spun, de exemplu, pe site-ul Ministerului Transportului, la noi nu există cuvântul bicicletă sau velo sau ceva legat de bicicletă. Nu există. Deci aici suntem. Dar sperăm să progresăm și în momentul ăsta este o oportunitate, mai ales că există și planul de, este PNRR-ul, planul de reziliere, care finanțează foarte mult, dar aici este și o provocare, pentru că ne lipsește puțin și legislația. Este o lipsă de legislație și o spunem clar că dacă nu se va rezolva problema asta, niciun euro nu va finanța acel capitol pe care România îl are în PNRR și care se cheamă România Velo. Și unde sunt alocați, din câte știu, acum vreo 200 de milioane de euro era ultima cifră pe care o știu, dar nu avem legislație, pentru că pentru a accesa bani este nevoie să ai această legislație. Și ne aflăm în situația în care consilii județene, primării sunt foarte interesate de a finanța așa ceva, dar nu se poate pentru că nu avem legislația asta. Este o lipsă de legislație. Sunt trei proiecte foarte importante în diverse stadii de aprobare pe la ministere, dar de ani de zile acele proiecte stau la avizat și nu sunt avizate. Și iarăși, acum este un moment bun pentru că ele pot trece și pot fi finanțate proiecte, niște proiecte foarte, foarte frumoase. Cam asta ar trebui să se întâmple cu acest proiect. Aici aveți și principalele rezultate așteptate ale proiectului, adică cele 9 țări ar trebui să-și dezvolte o rețea, fiecare o rețea națională de biciclete, care ulterior să fie o rețea, să construiască o rețea comună de-a lungul Dunării. Asta este o sinergie foarte frumoasă și foarte, foarte creativă și foarte importantă, pentru că vom avea 9 rețele naționale de transport pe bicicletă construite cam în același fel, în același sistem, inclusiv același soft se va folosi și apoi va deveni o strategie unitară pe întreaga parte a Dunării, între Austria și Marea Neagră, să spunem, să zicem că lipsește Germania, dar cred că acolo nu ar fi o problemă. Deci este un rezultat la nivel transnațional destul de interesant, destul de important. Cam asta ar trebui să se întâmple aici și mai deschid un lucru. Abordarea este destul de clară, cred că se vede mai bine așa, adică se au în vedere niște abordări multiple și din punct de vedere al lungimii traseelor de biciclete, dar și din punct de vedere al tipurilor de bicicliști care utilizează, astfel încât să fie și pentru sportivi și pentru familii și pentru cei care merg în vacanță și pentru cei care merg la serviciu sau la cumpărături. Așa, și unde suntem noi acum? La nivelul României, pentru că s-a menționat de implicarea partenerilor locali. Deja s-au trimis la consiliile județene, s-a trimis o scrisoare oficială în care se solicită existența tuturor traseelor de bicicletă, indiferent că ele sunt piste de biciclete sau niște străzi marcate pentru bicicliști, fie la nivelul pistelor existente, fie în proiect, astfel încât să consolidăm noi această hartă pe care o construim la nivel național și pe care o vom completa ulterior. Vor fi trimise, aceeași scrisoare se trimite și primăriilor, astfel încât și primăriile pot contribui la acest lucru. Ideea care a fost? Să implicăm comunitățile locale în crearea acestei hărți. De ce? Au mai fost proiecte în care s-au trasat diverse
rute, piste pentru biciclete și care au, la ora asta sunt nefolosite, pentru că nu au fost întrebați și oamenii, comunitățile locale. Până la urmă sunt traseele comunităților, sunt oamenii de acolo, ei trebuie să stabilească pe unde trebuie să treacă o rută, cum trebuie ea făcută și nu făcut dintr-un birou de aici din București sau cine știe de unde și apoi implementată acolo. Așa că implicarea asta a comunităților locale este foarte importantă, cel puțin pentru mine, care sunt implicat în proiectul ăsta, inclusiv pe viitor, pentru menținerea și mentenanța traseelor. Astfel încât comunitățile locale își vor putea finanța mentenanța aceasta a traseelor și calitatea lor, și inclusiv prin finanțări. Și asta este un pas important și sper să-l folosim pe viitor. Și încă un lucru, sunt destul de bucuros să anunț că de ieri, România este și pe harta unor, numai puțin să deschid aici, există un audit, BiPAD se numește, Bicycle Policy Audit, și asta va trebui să facem la nivelul proiectului, să facem un audit național a politicilor pentru trasee de bicicletă. Și în sfârșit avem un auditor, adică chiar eu am trecut acest examen zilele trecute și voi face împreună cu autoritățile, cu administrația, dar și cu ONG-urile și cu cei care folosesc bicicleta în mod uzual, va trebui să facem un audit și să ne dăm seama la ce nivel este țara noastră cu politica pentru biciclete. Unde suntem pentru a ști unde vrem să ajungem, în primul rând. Acest tip de audit se face și la nivel regional, adică la nivelul municipiilor sau al regiunilor. Deocamdată îl vom face la nivel național, cu ajutorul partenerilor, celor 9 parteneri, urmând ca pe viitor să facem, să, inclusiv pentru municipii și pentru regiuni, astfel de audituri, să vedem unde, cum, la ce nivel sunt politicile de deplasare pe bicicletă în diverse zone. Cam asta este despre proiect. Și așteptăm întrebări dacă... Mulțumesc foarte mult, Ionuț. Am să încep eu să citesc întrebările și în același timp să-i rog pe participanți să adreseze și alte întrebări. O primă întrebare pentru Ana Maria și Ana, cred. Cum ar putea fi antrenate instituțiile școlare să-și afle ponderea modală pentru a se stabili ulterior măsuri? Despre școli nu am vorbit în tot acest context de planificare, cât de mult contează ele în producerea de trafic și și cum putem să implicăm instituțiile școlare. Poate o să încep eu pe scurt și Ana, poți tu continua și completa. Da, este un subiect foarte interesant. Și mă gândesc acum, în timp ce citeai întrebarea, nu numai școlile, ci și universitățile. Pentru că orașele, mai ales orașele mari, care au și universitate sau un cluster de facultăți, generează într-adevăr foarte mult, foarte mult trafic. Mă gândesc acum la zona urbană funcțională. Deci există un flux către universitate și de la universitate înapoi acasă, destul de puternic. Aici putem vorbi de o punctare a transportului public, din nou, pentru că studenții și elevii mai mici care se deplasează singuri, deci nu vorbesc de clasele primare, de copiii care sunt duși la școală de către părinți, ci cei care circulă independent, de obicei folosesc transportul public. Și aici, de bază, este rețeaua de transport public, e scheletonul pe care se construiește, practic, sistemul de mobilitate în interiorul orașului, dar mai ales în zonele din afara orașului. Acum, dacă vorbim de
dintr-o altă perspectivă, și anume a planurilor de mobilitate a școlii în sine, la fel cum am vorbit despre planul de mobilitate ale unei companii, spre exemplu, o universitate care are 1000 de studenți sau 2000 de studenți, plus cadrele didactice, etc., ei își pot forma singuri un plan de mobilitate, poate în parteneriat cu reprezentanții primăriei, cu operatorul de transport public, care să încurajeze, în primul rând, studenții, elevii să vină la, să circule mai mult cu moduri active de transport, deci pe partea de schimbarea mentalității, dar și prin oferirea de infrastructură aferentă. Deci cred că este din nou problema, vorbim de problema unei colaborări între doi parteneri, cel puțin doi parteneri, deci instituțiile publice și respectiva școală sau universitate sau facultate. În București, spre exemplu, vorbim, mă gândeam acum și la complexul Regie, complexul studențesc, un alt mare generator de trafic, dar cred că soluția pentru tineri care sunt mult mai deschiși către a folosi transportul public, nici nu au suficiente fonduri să-și cumpere poate propria mașină, deși lucrurile se mai schimbă între timp, sunt deschiși la folosi noi moduri de mobilitate, scuterele electrice, bike sharing și tot așa, ei pot fi foarte ușor modelați și atrași către folosirea acestor moduri de transport frecvent. Dar intervine acum, cum am spus, partea de colaborare cu orașul și cu operatorul de transport public. Cum să asigurăm stații de transport public, o infrastructură, frecvența mijlocelor de transport în zonă, astfel încât să acoperim nevoile la orele de vârf. Ana, să rămân la întrebarea asta, pentru că toate marile orașe din România au, cred că, aceeași problemă. Școlile cele mai dezirabile sunt în zona centrală a orașului. Foarte mulți copii vin din zona periferică, din zonele nou construite, cele mai înstărite, ca să le zicem, că tot ai vorbit de diferențe, zone unde terenurile sunt ieftine și unde terenurile sunt scumpe. Avem această categorie de copii care sunt aduși în fiecare dimineață de părinți până la școală. Ați studiat și problematica asta, traficul acesta care e generat de aceste deplasări? Discuția despre școli poate reprezenta un webinar în sine. Deci ea este o problemă la nivel, nu este o problemă, este o problematică. Deci este un subiect în sine și el poate fi la rândul lui defalcat pe ceea ce este Ana Maria, universitățile, pentru că ei au deja altă vârstă, studenții au alte vârste și altă independență, și apoi sunt liceele și apoi sunt școlile primare. Pentru că noi în Excentric nu am avut niciun fel de legătură cu școlile și cu felul în care se deplasează copiii la școli și de acest tip de generator de trafic. Dar am fost implicată în multe proiecte care pun această problemă, pentru că școlile primare, în special, sunt mari generatoare de trafic din pricina faptului că părinții nu își lasă copiii în zone nesigure, cu trafic nesigur. E complicat să-i spui unui părinte, tu îți lași copilul aici și de aici el merge pe jos, închidem străzile care din fața școlilor. Deci sunt o grămadă de discuții la nivel european despre cum se poate face mai bine accesul la școli și în special la școlile cu copii mici, deci la școlile primare. Asta este o discuție clară, independentă și foarte puternică emoțional. Așa cum zice, cum a spus Ana Maria, este vitală cooperarea cu orașul. Deci dacă nu intervine administrația locală să genereze aceste discuții, să intre în discuții cu școlile, cu directorii de școli și să-i mobilizeze, să-i motiveze, să afle în ce fel se deplasează
care este ponderea modală, cum am zis, asta se poate afla prin intermediul părinților, prin niște chestionare, adică se poate lucra cu niște experți, să faci, să înțelegi cam la ce nivel se află școala ta. Deci, fără acest tip de cooperare nu e posibil, dar administrația locală trebuie să înțeleagă că aceasta este o chestiune care trebuie abordată în mod independent și în mod puternic, pentru că pe vremea mea, când eu am crescut la București, nu puteai să mergi la școală decât în zona în care locuiai. Ceea ce fac și nemții aici, adică ei nu își duc copiii pe diagonala orașului, copiii pleacă dimineața singuri cu ghiozdanele în spate, 100 de metri mai încolo sunt suficiente școli pe zona care acoperă o zonă de rezidențială, pentru ca ei să meargă singuri la grădiniță și la școală. Dacă sunt foarte mici, mai vin părinții cu bicicletele și îi aduc pe cei de grădiniță. Acum nu știu cât este de permisivă situația în România, la nivel de îți alegi ce școală vrei sau nu, chiar nu știu și nu vreau să vorbesc, dar nu se putea și acest lucru era favoriza și anumite școli și dezvoltarea școlii ca și instituție, dar și acest nivel redus de trafic. Și cam asta e, adică e o discuție în sine, e o discuție extrem de importantă pentru oraș și o discuție în care administrația locală trebuie să se implice neapărat, nu se poate fără, pentru a diminua cât mai mult traficul de dimineață, de obicei, generat de începerea școlilor. Și pentru a limita mai ales accidentele, pentru că sunt foarte mulți copii accidentați. Sunt unii care vin pe jos, că nu-și permit să vină, sunt accidentați de alți părinți, adică sunt o grămadă de situații care se creează acolo în bula în care se află școala, în zona respectivă. Adică cam ăsta e răspunsul meu pentru această problemă, dar este o problemă. Da. Mulțumesc, Ana. Ionuț, nu știu dacă este întrebare neapărat, o sugestie. Țineți cont și de proiectul rețeaua de biciclete electrice finanțat prin Interreg, care a identificat România și Bulgaria, județele și districtele din zona Dunării, o rețea de drumuri care pot fi folosite cu ușurință pentru deplasările cu bicicleta. Da, este o întrebare, adică țineți cont și de proiectul acesta, integrați ce s-a făcut în el. Nici nu știu dacă e un proiect în curs sau e un proiect finalizat. Dar doamna Șerban ne-a pus și un link. Da. Personal nu știu exact de proiectul acesta, dar colaborăm cu alte proiecte Interreg. De exemplu, pe siguranță în trafic există un proiect care se numește Sabrina și cu care vrem să colaborăm, pentru că sunt niște puncte care se ating în unele zone. De exemplu, noi în acest proiect a fost generată și subiectul acesta al siguranței în trafic și așa am aflat că mai există și alte proiecte Interreg care tratează special acest subiect. Deci alt proiect care are legătură sau tangență cu acesta este bine să fie luat și chiar sunt, mă interesează să știu. Aștept că este un proiect finalizat. Să-i contactăm, sigur. Și chiar eu am observat, v-am spus, de obicei nu mă implic în asemenea proiecte, dar chiar la nivelul ăsta Interreg am observat că proiectele între ele nu prea discută. Adică sunt parteneri, fiecare își vede de proiectul lui, dar deși sunt proiectele cumva se ating prin diverse puncte comune, nu prea se... Na, asta e observație așa cum simt eu, nu pot să zic că așa este sau nu, dar ăsta este feeling-ul meu din abia intrat în partea asta. Da, mulțumesc oricum. Da, mai ai o întrebare, Ionuț, de la domnul Iacob Rob. Cum putem și noi ca ONG să participăm la proiectul Cycle Plan, la proiectul pe care l-ai prezentat? Am să vă pun în legătură, facem un schimb de mail și discutați.
continuare? Da, noi lucrăm la o bază de date și oricine este interesat, avem stakeholderii proiectului sau părțile interesate de rezultatele proiectului în mai multe, într-o bază de date împărțite pe diverse categorii. Și este în continuă creștere, deci orice contact este binevenit. Da, vă pun în legătură după webinar. Ana, gentrificare totală înseamnă non-gentrificare. Era una din specificațiile pe care le-ai făcut în prezentare. Dacă doresc să ne explici mai bine această afirmație. Gentrificare totală înseamnă non-gentrificare. Trebuie să o găsesc, că era legată de planificarea urbană, de faptul că încerci să extinzi durabilitatea și calitatea urbană către întregul oraș. Adică în momentul în care lucrurile acestea se întâmplă în centru și ele nu se mai întâmplă la periferie, ele rămân gentrificare, rămân ceea ce noi numim gentrificare. Când lucrurile se schimbă și se înnoiesc și se întâmplă această transformare la nivel de centru. În momentul în care extinzi acest concept de durabilitate și calitate urbană, de alt nivel de calitate urbană, dinspre centru, către zonele periferice și către toată zona funcțională, către zona metropolitană, acest concept dispare, pentru că ești, de fapt, într-o nouă atitudine cu totul. Nu mai există ideea pentru că ai văzut-o punctată în câteva locuri din centru, în câteva locuri care și-au schimbat conceptul și mai ales în zona centrală. Deci cam asta am încercat să spun. Ce înseamnă, inițial ai un concept care odată ce s-a extins la o zonă mult mai mare, nu mai reprezintă un concept, e deja un fel de a fi al orașului. Sper că m-am făcut înțeleasă. Da. Dar e deja un alt nivel la care accezi și pe care vrei să-l oferi orașului tău. Mulțumesc foarte mult. Să știți că sunt foarte multe comentarii pe subiectul acesta al mobilității școlare pentru poate că trebuie să facem un webinar pe mobilitatea școlară. Sau mai bine un training de o zi pentru municipalitățile care sunt interesate, unde să vorbim exact și să prezentăm și tipuri de chestionare și exact ce se poate face în domeniul ăsta și poate îl facem acum pe perioada verii, cât e vacanță, ca să știm ce să facem din toamnă și cum să abordăm școlile. Timpul pe care l-am alocat acestui webinar se apropie de final. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru interacțiune. Mai am eu o întrebare de final. Așa, din asta statistică, cum ați aflat de webinarul nostru, dacă ați primit invitație de pe canalele social media sau de la un coleg sau prieten. Așa cum am spus, deja în 2 iunie următoarea noastră întâlnire la o conferință online despre MaaS, despre Mobility as a Service, cu Turku, Timișoara și Stockholm. Pentru cei care cunoașteți studenți sau proaspeți absolvenți interesați de domeniul acesta al mobilității urbane, vom avea un training de 2 zile la sfârșitul lunii mai, la sfârșitul acestei luni, în 20, 28 și 29 mai, vineri și sâmbătă, în care încercăm să facem un fel de introducere în acest concept de mobilitate urbană. Nu contează la ce specializare sunt studenți, exact asta este ideea, că oamenii trebuie să învețe că domeniul mobilității urbane este un domeniu interdisciplinar, că foarte multe profesii au loc în interiorul acestui concept, acestui domeniu și că munca de echipă este cea care dă întotdeauna cele mai bune rezultate, că nu sunt doar urbaniștii sau nu doar inginerii de trafic, nu doar comunicatorii, nu numai IT-știi, nu numai geografii sau sociologii. Și așa mai departe,
sunt calificat să lucrez în acest domeniu, ci că acest domeniu este o muncă de echipă. Așadar, dacă cunoașteți tineri care sunt interesați să învețe mai multe despre mobilitate urbană, îi rugăm să intre pe canalele noastre de social media, pe pagina de Facebook și pagina de LinkedIn, unde vor găsi linkul pentru înscrierea la acest training de 2 zile. Înscrierile sunt deschise numai până luni în 17. Mulțumesc și pentru voturi. Cei mai mulți au primit invitație de la noi, aproape jumătate din participanți, deci sunt în baza noastră de date deja, iar restul în procente egale prin social media sau de la un coleg, căruia îi mulțumim foarte mult. Acesta a fost webinarul nostru de astăzi. Veți primi link-uri cu prezentările, sper că îmi trimiteți prezentările finale, cu prezentările celor trei vorbitori ai noștri. Ana, mai vrei un cuvânt de final? Da, aș vrea să anunț că am un teanc de ghiduri SAMP în română printate, numai bune de trimis. Dacă aveți nevoie de așa ceva, vă rog să-mi dați un mail cu numărul de copii pe care le vreți și cu adresa la care să le trimit. Pentru că le-am printat pe vremurile bune când ne întâlneam și au rămas la mine în debara acolo la birou și sunt sigură că vă trebuie. Ana, deci sunt ghidurile în română. Dacă am permisiunea ta, în mailul pe care am să-l trimit post-eveniment, da, cu toate celelalte linkuri, pun și adresa ta de mail, da, pun, ca cei interesați să te poată contacta și să-ți indice unde anume să trimiți ghidurile pentru planul de mobilitate urbană durabilă. Cred că mai este o întrebare. Nu, este o mulțumire de final și eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Așadar, în 2 iunie vă vedeți din nou cu mine și cu alți invitați, cu Ana Drăguțescu, Ana Maria Baston și cu Ionuț Maptei. Sigur ne vom vedea în edițiile următoare pe alte subiecte. Fiecare dintre ei sunt convinsă că ne vor ține la curent cu evoluția proiectelor în care lucrează și cu noile resurse interesante care vor apărea. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi senină și cu mult soare. Mulțumesc, la revedere! Mulțumim și noi, la revedere! La revedere tuturor!